Doresc să fiți atenți la mine, deci comentăm vreo 4 sau chiar da, 4 poziții și eventual o partidă, Robert cu Alessia. Opriți-vă că am zis, opriți-vă și uitați-vă aici. Și încep cu această primă poziție. Practic, această poziție de mijloc este luată din prima întâlnire dintre... Gata. Luca, nu ai de ce să fii supărat, adică ai de ce să fii supărat, dar nu trebuie să ne comportăm ca niște fetițe, trebuie să ne comportăm ca niște băieți. Tu trebuie să rămâi, ca să spun așa, axat pe chestia că puteai să-l bați lejer, însă a fost o clipă de neatenție, pentru că și acum întotdeauna asta înseamnă, o clipă de neatenție poate, ca și în viață să știi, poate să îți strice toată munca ta de până atunci. Da? Deci trebuie, asta e o lecție puțin dureroasă, într-adevăr, dar foarte bine că o înveți, Slava. Adică și toți am trecut prin această lecție. Deci să dăm cu piciorul la munca noastră de pe parcursul unei partide. Deci suntem cu albul la mutare. Încă o dată, această poziție este luată din prima întâlnire dintre José Raúl Capablanca și Alexandru Alekhine. Acești doi mari jucători de frunte, practic, au, ca să spun așa, au dominat începutul secolului trecut, adică secolului 20. Și această prima întâlnire între ei se petrece în 1913 la Sankt Petersburg, deci cu un an înainte de începerea primului război mondial. Și în această poziție, albul este la mutare, în speță José Raúl Capablanca. Deci alb capa, negru alehi. Ca mică istorie, cei doi se vor întâlni într-un meci pentru titlul mondial în 1927, Capablanca fiind campionul mondial antitră, iar challengerul fiind alehi. Acel meci s-a terminat după 34 de partide, lung meciul, foarte lung, cu victoria lui Alekhine, care a devenit nou campion mondial. Meciul din 1927 a fost cel mai lung meci din istoria meciurilor pentru titlul mondial până în 1984, când a avut loc un meci de 48 de partide între Karpov și Kasparov și după 48 de partide l-au și întrerupt organizatorii, adică Federația Internațională de Șah l-a întrerupt, pentru că mai ales Karpov slăbise vreo 20 de chile și juca mecanic, așa, nu mai știa de capul lui. Deci, efectiv, cei doi jucători erau aproape groghi. Dar revenim la partida de față. Deci, capa este cu albul și în acest moment bate acest cal de la D5 cu nebunul. Vreau să înțelegeți care este logica acestui schimb. Ce îi aduce albului acest schimb? Deci nebunia pe D5. Dacă ne uităm la poziția de început, Robert, câte insule de pioni are negru? Două. Și albul? Trei. Cu un isolan la D4. Da? Deci din punct de vedere al structurii de pioni, negru stă mult mai bine. Da? Acest nebunia pe D5 practic îl obligă pe negru să bată cu ce? Cu dama sau cu pionul? Corect. Foarte bine. Deci, acest schimb de nebun pe cal pur și simplu îi aduce albului o îmbunătățire, un pas în față, pentru că îl silește pe Alekhine să bată cu pionul. Da? Deci, încă o dată, Alessia, dama ia pe D5, greșeală grosolană, turn ia pe C5 și pierzi una dintre cele două piese, ori dama, ori nebunul, da? Și partida continuă așa, e ia pe D5, dar acum dama se infiltrează la A5. Dama A5, atacând acest nebun din B5, și te gândești acum ce mai urmează. Dintr-o dată, dama albă intră pe linia 7. Damă ce șac.
Deci cu această manevră, dama 5, mutare cu tempo, adică o mutare care te silește pe tine, negru fiind, să-ți aperi sau să muți din nebun, da? Dama C7. Dama ia pe C7 și turnea pe C7. Se pune problema aici și pentru a vă ajuta într-un fel, Mihai, fii, te rog, atent, vă ajuta într-un fel acest final rezultat în favoarea cui este? Și de ce? Cine poate să-mi spună? Este în favoarea albului sau al negrului? Zilu. Ținând cont și de săgețile verzi care ți le-a făcut. Vreo idee altcineva dacă Luca nu vede? Este clar în favoarea albului, haideți să vă explic eu. În primul rând am un porcușor pe linia 7, care, una la mână, se uită urât de tot la pionul de la B7, care e neapărat, nu? Dar vedeți că acest porcușor pe linia 7 nu se uită numai la B7, se uită și în dreapta la F7. Deci, practic, albul are aici două amenințări. Turnea pe B7 și cal G5. După acest cal G5, pionul F7 al tău pică, pentru că am 3 bătăi pe el. Da? Deci să zicem că eu chipurile aș muta aici turn pe 8, să nu-mi apăr pe ăsta, cal G5 și tu, de exemplu, nu poți să ți-l apere a treia oară, să zici, că îți dau cale 6. Ups! Observați acest șac distrugător în care eu ți-au turnul și din pe 8 de geam. Și calul pe pionul e legat. Corect, deci practic ce vreau eu să vă demonstrez prin această variantă, că după cal G5 negru ar trebui să piardă pionul din P7, nici ca H6 nu merge. De ce nu merge alesia? Pentru că din nou ar urma cale 6. Cu câștig de material. Deci, încă o dată, revenind la această poziție, rezultată, Alehin își dă seama aici că pierde material. Orice ar muta. Și tu trebuie să te hotărești cu negru care pion pentru tine îl dai? Pionul din F7 sau pionul din B7? Eu zic că și din B7. Corect. De ce? Pentru că ăla din F7 e legat. Nu ăsta este răspunsul. Dacă vă uitați în acest moment pe tablă, există două coloane deschise. Coloana C și coloana E. Da. În momentul când albul va captura acest pion de la B7, el părăsește coloana C, pe care eu cu negru pot imediat să creez contraatac, să mai aduc și eu un turn aici și să intru pe linia a doua. Problema însă este în momentul când îmi aduc turnul pe coloana C și voi intra pe linia a doua, eu trebuie să fiu degrevat la o, adică de orice fel de amenințare asupra pionului din P7. De aceea Alehin joacă aici H6. Da? Ca să fiu sigur că acest cal nu va mai veni la G5. Deci în momentul când acest cal alb ar ajunge la G5, ar fi mare deranj pentru mine cu piesele mele. Dar capa zice mersi. Însă acum vine contraatac. Turciu. Vedeți? Intru. Puf, puf. Deci contraatacul negrului. Și rezultă un final destul de complicat în care albul are deja un porcușor pe linia 7, dar și negru va avea un porcușor pe linia 2, în care albul are într-adevăr un pion în plus, dar negru are contraatac. B3, turn C2, A4. Deci B3 a fost făcut cu un scop. În primul rând, acela de a nu suferi un atac asupra pionului B2 și A4, și acum acest A4 deci susține, e susținut din spate de pionul din B3 și pune o întrebare foarte dificilă pentru acest nebun. Pentru că orice retragere înapoi este nasoală de tot. Deci nebunul ăsta, în momentul când negru reușește să arunce nebunul negru, albul reușește să arunce nebunul negru în spate, intră în pasivitate totală.
Și atunci Alehin încearcă să-și păstreze nebunul foarte activ și joacă nebune 2. Și partida continuă așa. Ca H4, observați, nebune 2 cel puțin este activ. La nebune 8 tot ca H4 ar fi urmat. Pentru că acest ca H4 are o amenințare. Care este acea amenințare alesă? Deci să zicem că eu cu albă aici joc A5. Ce ar juca albul aici? Ia să te văd, Alexia. Care este amenințarea lui KH4? Că, vezi, întotdeauna v-am spus, când adversarul face o mutare, el, dacă este un jucător profesionist, adică și are ceva experiență în spate, înseamnă că el urmărește ceva. Ce urmărește acest KH4? Zi, Robert. Corect, auzi? Calea pe G6. Deci nu poți să bați cu regele că intră în șacul calului celuilalt, dar nu poți să bați nici așa că e legat. Și îți atac și turnul. Și când turnul pleacă, te-am dezmembrat. Mate. Păi ce zice? Mat. Da? Deci o amenințare foarte, foarte, ca să spun așa, vizibilă. H5. Practic aici, dacă stăm să ne uităm un pic, să zicem că am fi jucat nebun H5. Da? Este o mutare de apărare. Mai poți să bați la G6? Nu, că îți bag cu nebunul. Da? Dar ce mutare are în continuare alu aici? The killer. Zi, Luca. Deci ultima mutare, dacă negru ar fi încercat nebun H5 să-și apere pionul din G6 cu nebunul și regele, deci încă o dată acest pion nu-și apără pionul, că e legat complet. Deci acum nebun H5 nu mai permite calea pe G6 pentru că ar urma simplu nebunea pe G6, iar la calea pe G6, rege G6. Și râd de tine cu negru pentru că am rămas cu un cal în plus. Dar la nebun H5 ce mutare disponibilă are albul aici în care încheie partida? Zi, Robert. G4. Foarte bine. Asta ai zis și tu, nu? Corect. G4 și bye-bye nebun. Da? Pentru că aici G5 nu prea merge, cam cal pe 5, șah, da? Rege pe 6 nu prea merge pe ideea că dacă bat în H5 să bat și eu pe 5. Nu, că îți dau șahul ăsta și nici nu... Aoleu, e și mat pe tabă. Turcii 6 mat, da? Deci, aici, dacă stai să te gândești, și Alehin și-a dat seama, săracul, în ce poziție de groază a intrat aici, el își dă seama că, practic, nu poate opri cal G6. Observați? Cal H4, pentru noi, ca începători, este o mutare puțin mai dificilă. De ce, Luca, este o mutare puțin mai dificilă cal H4? Pentru că spui un cal pe margine, nu? Și de obicei nu te gândești la așa ceva. Cum m-a învățat profesorul ăla mare, gras și chel, să n-am cai pe margine? Da, să-mi pun un cal rușine, dar dacă, ca să spun așa, calculul corect îți arată ție că acea mutare este foarte bună, o faci. De aceea Alehin aici se împacă cu ideea pierderii celui de-al doilea pion, pentru că în acest moment albul are deja un pion în plus și joacă H5, numai să-și facă loc de rege, pentru că, vedeți, culmea, aici, într-un fel, regele negru este în plasă de mat. Deși damele au dispărut de pe tavă. Capa bate, mersi, turne 8, nu pot să dau, turnea pe F7 și H5. Ăsta a fost rege H6. Ăsta a fost scopul mutării H6-H5. Să-ți faci loc cu regele negru să poți muta regele la H6. Urmează însă F4, practic închide cușca, cum s-ar spune, nu? Mai poți să joci cu
negru, rege, G5, slav, adică nu. A5 și cal H4. Din nou cal H4. Cu ce amenințare Luca? Deci ultima mutare a fost cal H4. Ce amenință în acest moment albul? Să zicem că eu joc turn B2. Mă gândesc că poate capturez mai devreme sau mai târziu. Ce joacă albul aici? Corect, ia să vedem ce țipă asta. Mate. Da? Și atunci în partidă joacă turnea pe E5. Disperare, practic. Deci, în acest moment, săracul Alekhine avea deja 2 pioni în minus, neștiind cum să scape de mat. E forțat să dea și turnul pe cal, dar după feia pe E5, uitându-se la această poziție și avându-l în față pe Capablanca, a cedat partida. Înainte de a trece la poziția următoare, Luca, în 1913 era vreunul din cei doi campioni mondiali? Mie îmi place ca elevii mei să știe și puțină istorie. Nu era, da? Deci Capablanca a fost campion mondial între 1921-1927, iar Alekhine a fost campion... Da, mai târziu. Iar Alekhine a fost campion mondial între 1927 și 1946. O pauză de 2 ani acolo, între 35 și 37, când a fost Marcel. Dar în rest a fost el, a fost campion mondial și a fost până a murit, practic. A fost singurul campion mondial care a murit fiind campion mondial. Da? Alexandru Alekhine. Dar cine era campion mondial în 1913? Cel care a pierdut? Tal. Nu, nu Tal. Tal nici nu se născuse. Tal s-a născut în 1937. Cel care a pierdut titlul la Capablanca în 1921. Robert, știi cumva? Nu. Fără să te uiți pe telefon? Emanuel Lasker, al doilea campion mondial. Emanuel Lasker, dacă v-ați uitat pe Twitch-urile mele, așa, am acolo două lecții cu Emanuel Lasker, partea întâi și partea a doua, a fost al doilea campion mondial, un filozof, un matematician, un psiholog, matematician nu era profesor, era cercetător, a inventat chiar o teoremă, mă rog, în ale matematicii și a domnit cel mai mult. Deci dintre toți campionii mondiali, la ora actuală, el are domnia cea mai lungă, 27 de ani. Următoarea poziție pe care doresc să vă arăt... Nu. Venim puțin la zilele noastre, o partidă între Ding Liren și Magnus Carlsen. Jucată parcă în 2017 sau în 2018, data contează mai puțin. Deci facem mici analize, da, de poziții ca să învățăm cum gândesc marii maestri. Și aici Magnus Carlsen este la mutare. Din punct de vedere al siguranței regilor, este vreun rege nesigur aici Alesia? Nu. Amândoi sunt siguri. Ba, la o adică te gândești, parcă e puțin cam nesigur regele negru care păturică spartă și dar de acord cu tine, regele negru are păturica spartă, dar totuși nu există piese albe care poate să-l atace, cel puțin nu în acest moment. Și negru este la mutare. Și el are totuși un mic mare avantaj. În afară de faptul că este la mutare, deși are doi pion dubli care constituie slăbiciune, fiind la mutare poate să profite de un element foarte important. Care este ăla, Mihai? Uită-te puțin atent, mai atent la poziție și spune-mi ce element strategic aici înclină la o adică jocul în favoarea negrului pentru că el se află la mutare. Deci v-am spus, când analizați o poziție, uitați în ordinea asta, siguranță, rege, cine este la mutare
și valoarea armatelor. Asta e primul lucru. Structura, vreau să zic. Ce-s mai bine? Structura. Deci, faptul că negru este la mutare la o adică aici, îi asigură lui un joc superior. Care este acel element? De care ce trebuie piesă? Neapărat să profite acum. Ce piesă? Nu ce piesă, un element strategic. Zi, Robert. Să câștigi materialul. Nu. Cum? Pionii dubli. Pionii dubli îi asigură ceva. În speță, pionul F4 îi asigură ceva nemaipomenit negrule aici. Ce? Ocuparea singurei coloane deschise de pe tablă. Coloana E. Deci pur și simplu Magnus Carlsen dorește să-și facă baterie de turnuri și joacă turne 3. Pentru că este susținut din spate de către un pion. Și tu cu albul nu-ți poți permite să lași coloana E la dispoziția negrului. Pentru că dacă lasă să facă, să zicem, turn de C8 și turne 2, te-a făcut mal la G2. Nu? Deci, la o adică din Liren, aproape că este forțat să lupte pentru coloana E. Și joacă turn de A1. Mutare foarte logică și foarte bună. Dar de ce nu turn cel de la P1? De ce nu turnul de la P1? Mihai, în acest moment, care turn doarme? De la A1. Păi și atunci cum să-l duc pe ăla de la P1? Ți-ai răspuns singur la întrebare, da? Deci turn de A1, turn de C8. Magnus Carlsen zice, stai un pic că tot pac. Și acum din Liren pentru a stinge asta, bate. Pe ideea că joci turne 3, joc turne 1 din nou, la schimb. Este bine cu negru să bați cu pionul, zi ales. Deci, practic, eu cu negru aici am două posibilități. Să bat ori cu pion, ori cu turnul. Cu ce crezi tu, Alesia, că bate Magnus Carlsen? Tot timpul când ești în astfel de situații în care trebuie să decizi, trebuie să te gândești ce să aduce fiecare mutare în ceva în plus. Deci când bați cu turnul și la o adică joacă turne 1, poți într-adevăr să zici că voi juca dama E5, dar el nu va mai bate încă o dată, va juca rege pe 2. Deci închipuieți o idee de genul acesta. Turne 3, turne 1, dama E5, rege pe 2, participativ, da? Și deși ai o poziție mai dominantă a pieselor, ca să spun așa, negre, sau rege F1, mai bine, scuze-mă, nu rege F2, rege F1. Așa, ca să pot eventual să bat mai târziu. Deci, în partidă, bate cu pion. Chiar am zis cu pion. De ce? Deci bate cu pionul? Da. Ce aduce această bătaie cu pion? Păi nu poate să-i bată cu dama pe acolo. Asta se pune... Nu poate să mută la E1. Și asta este, nu, eu vreau să-mi spui ce aduce, ce plusuri mari, îi aduce două mari plusuri negrului această captură. Una la mână și a doua la mână. Zi, rogă. Corect, un pion liber, care va fi susținut din spate de un coleg. Și a doua, tot legat de pion. Scap de pionii dubli. Da? Și scap de insule. Deci în acest moment, înainte de a bate, în acest moment, scuzați-mă, în acest moment, tași din gură, lasă-l în pace. Negru are 4 insule de pion. După ce bat cu pionul, voi avea 3 insule de pion, pentru că D6, E3 și F5 devine o singură insulă. Deci scap de pion dubli și reușesc să îmi fac rost de un pion liber la E3. Deci urmează pe E3, dame E2, groasnic, dar necesar, îmi pun dama pe post de
Cum se cheamă piesa care oprește un pion liber spre câmpul de transformare? Piesa care oprește un pion liber. Zi ales. Am făcut lecția asta. Stopper. Deci cel care oprește un pion liber spre transformare este piesa stopper. Care este cel mai bun stopper pentru un pion advers? Vorbesc de piesă, de alt pion. Care este cel mai bun stopper pentru o piesă adversă? Cal, corect. Deci calul este și pârmă nebună și pârmă turnul. De fapt, ca fapt divers, Mihai, să înțelegi un lucru, cu cât valoarea stopperului este mai scăzută, cu atât acel stopper este mai valoros. Pentru că dacă spui, de exemplu, un stopper pe post de damă și nebunul ăsta reușește prin cine știe ce minune să se atace stopperul ăsta, tu nu-ți poți permite să lași dama pe loc. Trebuie să o muți. Deci, partida... scuză-mă, uite că... Stați așa că imediat revin înapoi. Deci, suntem aici. Apăsai pe ceva care nu trebuie. Deci turne 3, turne 1, turne 8, bate, bate, bate. Dama e 2, pe 4. Ce bate? Mihai, te rog frumos, fii atent. Fii atent că ce bate, parcă nu vezi, uite-te ce bate. Nu bătu turn? Nu, își luat turnul nu bătu turnul, îi zic că bate. Bate, dama. Bate cu pionul turnul și își pune stopper. Dama e 2, pe 4. Turn de 1. De ce este făcută această mutare, turn de 1, Robert? Pentru a interzice la o adică o damă de, la D4, corect, da? B6. Observați cum Magnus Carlsen în acest moment își dă seama că avantajul lui strategic este un avantaj care este foarte, foarte stabil. Ce înseamnă? Adică nu dispare în timp. Avantajurile într-o partidă, dacă nu sunt materiale, sunt de două feluri. Ăla care dispar și ăla care rămân. Ăsta este un avantaj care rămâne al structurii de pion. De obicei, când te gândești la un avantaj strategic, te uiți la structura de pion a adversarului. Dar timpul pe ceas e un avantaj strategic? Ce? Timpul pe ceas. Timpul pe ceas este un avantaj tactic. Și este un avantaj al... Nu poți să-i spui că are timp mai mult. Este un avantaj care arată că cel care are timp mai mult pe ceas știe să își gestioneze mai bine timpul de gândire. Apropo, mă uit la Simfield Cup, în seara asta este ultima rundă și acolo este, sunt partide serioase cu masca pe figură față-față. Trebuie să faci 40 de mutări în 2 ore jumate. O să vezi că când o să ajungi mai sus. E cu notat. Și ai un timp. Și trebuie să faci 40 de mutări până în 2 ore sau 2 ore jumate, în funcție de concurs. Și 40 de mutări în 2 ore ți se pare, ci Doamne, iartă-mă că două ore mă duc la gară, vin înapoi și fac și 100 de mutări. Nu? E, să vedeți că un jucător de șah, mare maestru, gândește și am văzut două finaluri aseară de partidă în care ambii intraseră în criză de timp. Deci își făcuseră săracii din două ore jumate în două ore și vreo 25 de minute, făcuseră doar 30 de mutări. Deci partida ajunsese la mutarea numărul 30 și amândoi mai aveau câte 5 minute pe ceas. Deci trebuiau să facă, să zicem, 10-11 mutări în 5 minute. Asta înseamnă criză de timp. Înțelegeți? Bun. Am spus că să n-am câștigat o partidă premutată tot. Adică când joci online poți să faci o mutare dinainte și să joci automat. Da, da, aia este și un... Știi care e riscul la aia? Știi care e riscul la aia? La ce spui tu? Că este foarte... Deci tu îți propui deja să faci mutarea
să zicem, damă de la D1 la D5. Gândindu-te că adversarul îți va juca, să zicem, rege G8 H8. Dar adversarul nu-ți face mutarea aia. Și tu dându-i comanda calculatorului, ca indiferent ce negru joacă, că numai așa poți să-i dai comanda calculatorului, indiferent ce negru joacă la mutarea următoare, eu voi juca damă de 5. Și adversarul e posibil ca în loc să joace rege H8, care este mutarea normală, să joace pionul, să zicem, de la C7 la C6. Și pur și simplu să-și protejeze câmpul de 5. Tu când ajungi cu dama la D5, pionul de la C6 să-ți pape dama. Înțelegi? Deci este într-adevăr o metodă foarte interesantă și foarte utilă, la o adică să câștigi timp când joci și ești în criză de timp, dar este foarte probabil ca să dai în fața ta peste un jucător care este mai hoț ca tine și să te păcălească. Revenim la partidă. Da, el a reușit să câștige o întreagă partidă. De acord cu tine. De acord cu tine, referitor la faptul că a reușit să câștige acea partidă. Ca fapt divers, să știi că eu nu sunt adeptul unui astfel de joc, pentru că într-un fel este un joc de ghici mici. Astfel de poziții, știi când apar? Când joci la un minut. Ambii jucători au doar un minut pentru toată partida. Gândește-te și tu să faci, să zicem, o partidă care poate să ajungă și la mutarea 80, să faci 80 de mutări într-un minut. Ăla nu mai e șah. Din punctul meu de vedere, ăla nu mai e șah. De fapt, din punctul meu de vedere, tot ce scade sub 3 minute cu 2 secunde de mutare, nu mai e șah. Da? Bun. Revenim la poziție. Rege F1, damă H6, unde ai plecat rege alb, du-te înapoi, hello pionul de la H2 și din liren joacă rege G1. Observăm aici cum pur și simplu albul are piesele înghețate, practic. Deci, apariția acestui pion negru de la E3, care este liber și l-a forțat pe alt să-și pună dama pe post de stopper, îi îngheață poziția albului și partida mai continuă așa. Damă F6, G4. Această mutare G5, G2, G4, vreau să înțelegeți un lucru. Deci dacă... Cum să vă fac eu ca să înțelegeți mai bine? Știți cum sunt piesele albului aici? Albul este ca o rață din aia la un tir cu arc. Stăm nemișcată și așteaptă ca ăsta care trage cu arcul sau cu cine știe ce pușcă să o nimerească. De aceea din liren încearcă aici să creeze un fel de contrajoc. Băi, nu-mi place să stau nemișcat. Hai să-i dau bătaie. Și joacă G4. Ați lua ampasant acest pion? Pot să-l iau, nu? E bine să-l iau? Deci... Corect. Deci ar însemna pur și simplu să-mi las pionul din E3 fără prietenul lui din F4. Deci practic mai devreme sau mai târziu, funcție de partidă, voi juca, să zicem, nebune 4, închid. Deci observați, după FG3, HG3, voi juca nebune 4 și ăsta nu va mai fi apărat de nimic. Da? Dar atunci cum încerci să profiți de faptul că din liren a jucat acest G4? Uitați cum încearcă Magnus Carlsen. H5. Și după GH5, turn E5. Observați cum dintr-o dată atacul negrului devine foarte violent. Asta numai și mai datorită faptului că albul a încercat să joace activ. Și într-adevăr, totuși, din liren, apropo, e numărul 3 în lume. Deci nu putem să-l bănuim pe din liren de un joc naiv. El știe și e conștient că dacă stă și doar se apără, partida este complet pierdută. De aceea a încercat acel G2-G4 cu contrajoc.
Pentru că dacă stai să te gândești, măi, la o adică am făcut și eu coloană deschisă, pe care la o adică pot să-mi pun acest turn. Turn ea pe H5 și turn G1, șah. Turn G5, nu e frică lui Magnus Carlsen de schimburi. Turn ea pe G5, dama ea pe G5. Față de acum 5 poziții, cum este această poziție, Mihai? Mai bună sau mai proastă pentru alb, să zicem? Mai bună. Mai proastă. Deci, are regele tăiat la marginea tablei și n-a reușit să-și facă niciun contrajoc. Damă de 3, într-adevăr, zici, mamă, uite, na, contrajoc. Stai cu minte. Rege pe 8. Uitați-vă la acest rege, observați, pentru că dama asta din D3, la o adică nu poate să plece de, la atacul acestui rege decât cu șah. Dacă pleci fără șah, negru profită imediat și joacă E2 și scoate dama. Da? Și Magnus Carlsen pur și simplu precis, cred că vrea, nu s-a ajuns așa în partidă, dar vrea să joace așa, sau așa. Și în momentul când regele ajunge la C7, este complet în siguranță. Dama de 4, E2. Am plecat de la baza pionului pe câmpul E2, dama pe 2 înapoi, dama E5, dama E1. Nebuc H3. Pot să joc aici, să zicem, ce să joc? Nebun de 3? Cine îmi propune o variantă prin care negru câștigă rapid aici, imediat. Uite, o terminăm și pe asta și vă las. Cum câștigă negru aici? Că la adică, deci, din Liren aici ar fi avut în partidă, el aici a jucat nebun pe 1. Dar de ce, să zicem, n-a jucat nebun de 3? Să pun lăbuța pe acest pion. Pentru a vă răspunde corect la întrebare, aduceți-vă aminte ultima mutare a negrului. Care a fost aia? Nebun? H3. Care ia regelui alb câmpul G1. G2. Și joci cu negru aici și câștigi imediat. Zi ales. Asta nu înseamnă că și în partidă, că și după... Deci, uitați-vă, poate vă vine așa mai mult. Deci în partidă a jucat nebun B1 și după damă C3 a cedat. Și joci la nebun de 3? Zi, Luca, nu mai sta ca la bar. Da, ce joacă negru aici și câștigă? Vedeți? Asta vreau eu încet, încet să vă deprind, ca să nu cumva să ajungeți în astfel de poziții în care sunteți complet câștigat, dar să pierdeți avantajul, să faceți remiză sau să pierzi în cel mai rău caz. Păi tot damă ce trăi. Care este marea problemă a albului după nebun H3? Are linia întâi slăbită. Deci nu pot să bat acest pion, că îți dau mat. Sau? Da? Iar în momentul când tu bați dama, faci chipurile schimb de damă, păi mi-apar 2 pion liber. Rege G1. Nu, stai un pic.
Dă-i pion liber, dar pe ăsta n-ai cum să-l oprești decât așa, dar se duce. Ați înțeles? Ce? A, du-te până la baie. De fapt, ne pregătim să mergem acasă, că este fix. Mai facem niciun meci? Păi v-am... Terminați voi partida acolo, nu, îmi pare rău. V-am mâncat timpul, e 17:59. Mersi pentru lecție. Să știți că sunt foarte importante și aceste lecții, da? Nu vă supărați pe mine. Bun, oprim în râd.